Citisem un material și la provocare pe care mi-o făcea fratele meu acolo, unde stăteam de vorbă, împreună cu frații, aș vrea să dezvolt un pic ideea aceea și acolo pe bancă de aia m-am surprins, neatent. Eu eram cufundat bine într-un proces adânc acolo, într-un gând departe tare. Omenirea care alcătuie, care acopere teren, este împărțită în patru categorii de credincioși. Toți suntem credincioși. Toți care suntem pe pământul acesta. Însăși, musulmanii sunt credincioși. Și ei trăiesc credința lor și își respectă credința lor și se jertfesc și mor pentru credința lor. Aș vrea în aceste câteva fraze, câteva cuvinte, aș vrea noi să pricepem și să înțelegem cum folosește Dumnezeu mădulare oameni pentru noi. Și oamenii aceia care s-au pus în slujba Domnului au venit și au prezentat un material că omenirea întreagă se împarte în patru categorii de credincioși. Și în prima categorie de credincioși sunt aceia care nu iau în considerare cuvântul lui Dumnezeu ca a fi al lui Dumnezeu. Dar Doamne ferește să le spui oamenilor acestora că sunt necredincioși. Ei, spune Pavel despre ei, că ei din fire fac lucrurile legii. Și încă subestimează poporul lui Israel și îl pune mai prejos de ei, că ei cunosc și au legea și cum se comportă ei față de cuvântul lui Dumnezeu. Deci din prima categorie fac parte acei oameni care nu iau în considerare cuvântul lui Dumnezeu ca a fi al lui Dumnezeu. Și auzi pe mulți dintre aceștia care sunt mari credincioși că Biblia a fost scrisă de oameni. Deci din prima categorie eu cred că noi nu facem parte. Așa aș crede eu. În a doua categorie de credincioși sunt credincioșii legii mozaice. Ei caută să trăiască conform standardelor ei și să jertfesc, să sacrifică pentru lucrul acesta. A treia categorie sunt aceia pentru care legea mozaică s-a înlocuit. S-a înlocuit cu Mahomet, cu Coran. Și au îmbrățișat și ei sunt musulmani de astăzi. A patra categorie sunt aceia care și pentru ei s-a înlocuit legea lui Moise, legea mozaică, cu ceva ce era imposibil conform legii. Conform Deuteronom 18:18 spune, care îi vorbește Dumnezeu cu Moise, zice că voi lua unul din mijlocul fraților lor, un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui, de el să ascultați. Deci această categorie este a celor născuți din nou. Te întreb eu pe tine și mă întreb pe mine, din care categorie de credincioși faci parte? Aș dori în seara aceasta să mă duc în categoria în care eu cu interiorul meu. Și dacă nu ești un om născut din nou, dacă nu ești o persoană născută din nou, nu aștepta în viața ta mari probleme, mari schimbări și alte pretenții decât cele care rezervate categorii din care faci parte, ceea ce poți tu să faci acolo. Aș dori în seara aceasta, ca prin versurile pe care am să le spun, ceea ce Domnul mi-l va pune pe inimă, încă nu m-am hotărât de unde, ca Domnul să te facă să înțelegi din care categorie ești. Și dacă cumva nu ești din categoria celor născuți din nou, oriunde te-ai afla. Deci ce-a spus David? Doamne, cercetează-mă, vezi dacă sunt pe o cale rea. Amin. Te vei întreba și poate când vei vrea să-mi pui întrebarea când vom ieși afară. Atunci unde este adevărul acela? Și unde este adevărul? Că unii cu care încerci să stai de vorbă, voi spuneți că la voi este adevărul. Ceilalți spun că la ei este adevărul. Alții spun, deci cu cine te întâlnești și toată lumea încearcă să se modifice, să se justifice că la ei este adevărul. Și atunci, unde să mă duc? Aș dori în seara aceasta... Acela ce a avut curajul să lase pe paginile Sfintelor Scripturi să spună și să rostească acest cuvânt. Eu sunt calea, adevărul și viața. Acela să fie în dreptul fiecăruia dintre noi și în seara aceasta să ai a face cu el. Mulți oameni am întâlnit eu în viață spunând lucruri mai triste, mai înșelătoare și m-am aflat cu ochii în lacrimi și m-am întrebat unde-i adevărul oare. Oamenii din totdeauna au dorit acest răspuns, dar de mințile îngânfate au rămas mereu ascuns.
Unii vor ca să-l găsească și îl caută în multe părți, în cultură, în reviste, în știință și prin cărți. Alții îl caută prin localul, prin desfârâuri și în plăcere și, de fapt, el, adevărul, nu se află nicăieri. Păi cum? Totul e o deșertăciune? Totul e goană după vânt? Solomon așa ne spune, inspirat din Duhul Sfânt. Și atunci, unde e ascunsă taina aceea mare, ca un mister care lucrează pe sub soare și se numește adevăr? Dar trecând peste milenii, vine o voce pe la noi: eu sunt calea, adevărul și viața de apoi. Omule, ce alegi în lume? Sufletul să-l liniștești, adevărul în minciună nu-l căuta, că nu-l găsești. Doar Iisus e adevărul. Adevărul întregii lumi și afară de el toate nu-s decât deșertăciuni. Despre el spune Scriptura, cartea tainelor de sus, și confirmă și natura: adevărul e Iisus. Amin. Da, Iisus e adevărul, spun planetele acestea în mersul lor. El e un sfânt, drept și veșnic în întregul univers. Dacă vrei, te poți convinge. Cercetând cuvântul său, e de ajuns să crezi într-un lucru comunic și în locul tău. Și apoi o viață întreagă poți să-L slujești cu cumpătate și o veșnicie întreagă. El va fi a ta dreptate. Amin.